tânăr și nedumerit. ZTV. Salut, prieteni nedumeriți! Săptămâna asta vorbim despre câteva dintre filmele care s-au anunțat bombă pentru 2015 și au rupt gura târgului. Da, nu prea. Johnny Rapidistul vă va spune el mai multe, că e mai priceput ca mine. I don't know if I can be with him the way he needs me to. Frumoasa și prea virgina Anastasia Steel, care Steel pe ea gagica, se îndrăgostește de Cristian Grey, Grey, nu gay, că vezi, doamne, a intimidat-o ăsta și a excitat-o pe ea la neuroni. Trăiască Nea Gigi, doamne ajută! Eu sunt șmecher. Mă, acum și lui cred că i-a plăcut de ea, l-a învățat să o ardă doar cu secretare, îi pune contractul pe masă lui Anastasia, de-o face și sclavă sentimentală, dar și sexuală. Și o duce pe gagica acasă la el. Și asta când vede Dita-i căsoaia, vii mai de la țară de să se descalze la intrare. Și o dă ăsta cu elicopterul, cu avionul, cu parașuta, cu ciocanul, cu soia, numai să o facă să stea o leacă. Fetele din programul Rabla, sau mă rog, cum le mai zic ăștia, mai Dubai, a fost invidioase pe asta. Păi ele au și tariful mai mic și nimerești și numai moși burtoși. Știi ce zic? Știi tu, este? Ai auzit tu, te-ai zis cineva? La un moment dat, gagica e dispusă să-i cunoască umbrele lui Grey, neștiind că dragostea doare, mai ales în locuri strimte. Și arată Grey marea sa pasiune, călăritul, că avea 100 milioane de bice și începe să o iubească pe nebună, de-i lasă numai umbre și pe o parte și pe alta. Și a luat asta de-a bătaie, mă rog, ca o moldoveancă. Bă, Johnny, ești de bună cap? Scriitoarea cărții a declarat în presă că cartea, virgulă, cuprinde toate fanteziile erotice ale ei. Asta e autoarea. Nu mi-a plăcut filmul ăsta, de ce? Pentru că de ce? Unul la mână, prea multe curvă serenă. Și doi la mână, și-a băgat devul cu coadea, mă, tată, mă, păi ce bărbat sănătos dacă aia își bate femeia și se excită. M-ai înțeles? Și-o am văzut filmul. Săi că ai văzut un filmul. Cu cine? Diana. Și ți-au plăcut ție scenele alea cu bătaia? Nu, e urât. De alea cu sex? Da, e mai fain așa. Și săi că vezi, doamne, te-ai impresionat pe tine. Mi-a plăcut. Ți-a plăcut de Anastasia, nebunule făgăbunturile tu. Mi-a plăcut. Eu sunt șmecher. Toată lumea te știe pe tine. Toată lumea, România, Europa. Toată lumea te știe pe tine. Ia uzi, măluțule, toată lumea și e pe ăsta. Just when you didn't think it could get any better, huh? Here we go. În Fast and Furious 7 s-a speriat toată gașca lui Dominic Toretto când a auzit că joacă Jason Statham. Că s-a uitat și la seria Transporter și a văzut că bate bine gagiul și le are și cu mașinile și se îmbracă și la 4AC ca un boss luxos ce e. Pâși de bula, cap! Jason Statham vrea să-l răzbune pe frățiorul lui scump care a jucat în filmul anterior. Începe să-i merească pe ăștia, întâi chinezoiul, apoi îi distruge sediul polițistul ăla musculos, apoi începe să-mi urmărească pe ăștia la alte niște jocuri care pe care, de distrug o grămadă de mașini bengoase, așa fix de-am... Știi tu, este? Ai auzit tu, ți-ai zis cineva? Un film cu prea multă acțiune și prea multă nebuneală, film în care Paul Walker lui Paul Walker, Dwayne Johnson stă în pat și se uită la televizor când tovarășii lui au nevoie de ajutor, negroteiul la glumețul arde pe liderul și Dominic Toretto s-o ține după coada lui gagică să că poate și amintesc de câteva ori vremurile bune, știi ce zic? Mie mi-a plăcut de Toretto ăsta. De ce? Pentru că de ce? El era mereu așa, de credincios și familist. Și era așa ca mine, lupta mereu pentru Hristos, că a purtat tot timpul o cruce la gât și se ruga înainte să se ducă la bătaie. From a painful venios, when you know she would go with you. În inima pădurii e un film atât de prost că m-a zăpăcit și pe mine de cap. E un film muzical care combină mai multe povești din copilăria noastră, cum ar fi Cenușă Reasa, Hansel și Gretel, Rapunzel, Jack și Vrejul de Fasole. M-a făcut să le uit pe toate, că acțiunile a început să se intercaleze. Deci prințul Cenușăresei ajunge prin pădure la Rapunzel și începe să se dă la ea. Prințul lui Rapunzel dă de Cenușă Reasa tot în pădure și se dă la ea. Iar apoi se întâlnesc amândoi la un pahar de apă de râu, la râu, unde își plâng de milă unul altuia că n-au ce-i ceva. Mi-a stricat toată copilăria, mă jur. Cam atât pentru azi, bă, nedumeriților, dar continuăm și săptămâna viitoare cu filmele care se anunță forță în continuare pe 2015. Rămâneți pe ZUTV!
Eu sunt cioban. Ești tu cioban, ești să știe cioban de meserie. Buuu, dă-mă o țigară, mă. Tânăr și nedumerit. Zi TV.